sunt Mihai Alexandru și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Privire în viitor. Am intrat de puțin timp în anul 2012 și suntem deja asaltați cu știri de o violență extremă. Suntem puși în fața unei imagini grotești a ființei umane. Rapacitate, violență, egoism, un om în deplinătatea expansiunii componentei sale animalice. Este ființa umană un animal deosebit? Invitată în studioul emisiunii noastre, doamna Ana Pricop, cunoscută în lumea spirituală a Iașului. Bună seara, doamnă! Bună seara! De mii de ani, lumea sensibilă a celor cinci simțuri, recunoscute unanim de oameni, se prezintă sub forma unei desăvârșite armonii, veșnică și perfectă creație divină. Și totuși, în spatele acestei armonii, se ascunde o interacțiune omnivalentă a întregului regn vegetal și animal. Avem sub această mască, să-i spun, a calmului, a desăvârșitei armonii, se întâmplă niște acțiuni de o ferocitate maximă. Cam toată natura, cam tot ce vedem în natură, de fapt, pare a se subordona legii cel mare îl înghite pe cel mic. Bine, și apoi existând un acel mic care răstoarnă carul și îl dobară și pe cel mare. Devine mare și îl dobară pe cel mic. Din alți mici care... Cum suntem noi în situația omului, ca cel mai puternic, să zic, înzestrat animal de pe acest pământ, suntem doborâți practic de cele mai elementare, cea mai elementară specie, virusul, bacteria care ne pot omorâ uneori chiar foarte rapid. Este omul supus și el aceluiași legi a cel mare înghite pe cel mic? În dimensiunea în care noi trăim și în cărțile sacre se vorbește de multe ceruri, da? Ceruri neînsemnând bolta cerească, însemnând niște nivele de conștiință, deci grade de conștiință la nivelul în care noi trăim, în cerul în care noi trăim, nivelul de conștiință este destul de redus și atunci acționează această lege a junglei, cel mare îl înghite pe cel mic, înțeleasă și asta în fel și chip. Probabil că dacă noi, ca încununarea creației, am înțelege de fapt că în noi sunt multe ceruri și că ne putem dezbrăca de astea de jos îmbrăcându-ne cu celelalte, nu știm cum s-ar schimba însăși dimensiunea cu toate celelalte regnuri în care noi trăim. Nu știm, pentru că așa ceva nu s-a întâmplat. Dar la ora asta cred că nici nu știm colaborarea care există între speciile astea care trăiesc. Pentru că oamenii de știință cercetează acum acești viruși, microbi, fungi și toate lumile astea mici care ne pot da gata într-o clipită. Și se scriu multe lucruri și arătau și la televizor spunând că și e normal. Noi știm că avem o floră intestinală care ne ajută. Și asta este și din microbi. Microbi și da. Așa. Dacă noi o agresăm, tot știința spune că ea din benefică a devenit agresoare. Da, lipsa ei este foarte... Lipsa ei dăunătoare pentru noi, iar când noi atacăm, o atacăm indirect pentru că vrem să omorâm pe unii care zicem că ne sunt răi. Răi, da. Da? Dar nu avem cumva să omorâm țintit pe ăla și băgăm antibiotic, să zicem, sau ce știu eu ce... produs, da? Care îi omoară și pe ceilalți. Noi nici nu putem înghiți pentru că flora care este aici ajută să producă înghițirea. Nici măcar asta nu știm. Respirația este ajutată la rândul ei de o anume floră, afară de cea digestivă. Și cercetătorii spun că avem o peliculă de floră care ne îmbracă tot corpul și care ne protejează, că este copiii când pun mâna pe jos în gură și completează acea floră care le lipsește, care n-au putut-o lua de la părinți sau n-au avut-o. Sau nu, așa. Și că acolo, precum calul troian,
ca spionii, există către unul, câte unul din ăsta care zicem noi că e malefic, de fapt îi ține în a fi vigilenți pe ceilalți. Gardieni. Da. Ceea ce au fotografiat ăia și s-a văzut la televizor, la emisiune de știință, arătau, nu, întâi am crezut că arată ceva din natură. Era pielea noastră, pielea copiilor noștri. Da. Acoperită de un strat foarte frumos, colorat de microbi, și arăta unul din ăla care își vedea de treaba lui și ăștia de treaba lui, dar când ceva s-a slăbit în organism, ăla și-au reușit să fotografieze semnalul transmis de dușman, în ghilimele, că aici ceva nu merge. Și pur și simplu au venit ceilalți și foarte mulți din ăștia nu vin ca să ne atace, noi nu înțelegem, ei vin să scoată niște lucruri care ne îngreunează lucrarea. Noi imediat mergem la atac. S-ar părea totuși că dintre toți ăștia care atacă și fac rău, tot noi suntem cei mai agresivi. Cu noi înșine, chiar atunci când ne tratăm. Da, evident. Fără să știm niște lucruri despre funcționalitatea noastră, despre interrelația cu celelalte regnuri. Noi mâncăm carne, e bine, eu nu sunt o vegetariană 100%. Dar când eu am sacrificat un animal, toată durerea aia, pentru că și ei au emoții, este înscris acolo, în pui, în mame, se stochează și noi, mâncând, băgăm toată agresiunea aceea în noi. De aia, probabil, uite, am trecut Sfintele Sărbători, se ține un fel de post ca să facă o curățenie. Să scoatem niște aspecte, nu numai ale burții. Da. Ci și aspecte emoționale stocate acolo din consumul nostru din timp. Și dacă ne raportăm numai la consum, iar ne raportăm la burtă. Și în Biblie scrie clar, tot ce ia burții mare odată cu ea. Dar eu stochez, eu mă densific și stochez acolo, în ființa mea, aspectele mele emoționale negative. Ură, invidie, gelozie, nemulțumire, mai ales nemulțumire. Și când ne merge bine, suntem nemulțumiți, și când ne merge rău, suntem nemulțumiți. Am rămas uluită lucrând cu o fetiță de 7 ani. Nici nu era la școală. Și nimic nu vroia, totul, că de aia era adus acumulase acolo. La vârsta asta era arhiplin, pentru că primim și din modelul de la, nu zicem Biblie, părinții mănâncă aguridă și copiilor li se sterpezesc dinții, mai spune acolo că purtăm păcatul, dar noi nu știm ce e ăla exact, de la Adam și Eva, eu zic mai mult, mai demult. Și toate astea sunt niște modele pe care după aia copilul, văzând ce e în familie, ce e în societate, simțind, nu neapărat văzând, că noi avem simțuri dincolo de cele... De cele 5. Așa? El trebuie să apere, pentru că se simte agresat. Aurile noastre nu sunt numai pe porțiunea asta. No. Toată societatea e agresivă la televizor, e agresiune peste tot, la grădiniță, copiii sunt trei între ei, el trebuie să apere. Și agresiunea aia începe să crească, să stocheze acolo. Și întrebat fiind, ce-ți place ție? Nu-mi place nimic. Cu ce vrei să te joci? Nu vreau să mă joc cu nimic. Și cineva îi pune întrebarea, dar când ești tu cel mai fericit? Înlemnești când auzi un copil la 7 ani să-ți spună când sunt nemulțumit. Da, e o stare cu care s-a obișnuiește e o stare naturală... interioară a sufletului foarte bolnavă. De-aia doctorița Peart, nu, tot la televizor spunea, dacă ne uităm la copiii noștri, vedem câtă mizerie am pus pe ei și ce purtăm în noi. Că majoritatea părinților care își duc copiii, ba sunt autiști, ba nu relaționează bine. Păi cum o să relaționeze dacă tu în familie nu relaționezi? Da. Da? Și îi duc la tratament. Dar niciun părinte nu se gândește, măi, trebuie poate să schimb ceva la mine ca să ajut copilul ăla. Nu. Că e mai ușor să zic, îl duc pe ăla și da, să facem ghite ceva. Da, de cel mai mult e ușor ceva să acuzăm în, imediat atunci, pe cel din fața noastră, că e vinovat pentru relația În această dimensiune asta, da, unde noi
ca cunună a creației, ar trebui să facem ordine, să aducem liniștea, să aducem pacea, să aducem un alt sistem de interrelație, noi aducem exact pe dos. Și atunci ce semănăm, aia culegem. Ce ne-ar departaja pe noi ca oameni, pe specia umană de specia animală? Avem ceva special în... Avem ceva special pentru că acolo în Sfânta Scriptură scrie că a suflat peste noi Duhul de viață dătător. Deci Duhul suntem ăla... Suntem singurii, da, peste care s-a... Peste care s-a suflat și ei au viață, ei au suflet acolo, au emoții, au trei psihice, dar noi avem Duhul acela, deci sămânța aceea de lumină, se spune voi sunteți lumina lumii și dacă am și folosi-o viața noastră de toate zilele, probabil, fiindcă rasa umană n-a folosit-o până acum, probabil am fi niște oameni cu totul și cu totul altfel. Am îngropat acea lumină foarte adânc în ființa noastră, sub mizerile noastre emoțional-mentale și la ora asta suferim, suntem bolnavi, cum scrie la Scriptură, sunteți orbi, sunteți surzi și nu puțin dormiți, deci suntem într-o stare de hipnoză, nu știm ce e cu noi. Nu ne dăm seama cine suntem, ce avem de făcut, cum ar trebui să funcționăm. Suntem ca un fel de mașinărie. Dacă matai porni mașina matale de teren. Da. Da? Și ea, vrei să o pui la dreapta și ea la stângă. Vrei să mergi înainte și ea se oprește. Vrei să oprești și ea nu se oprește. Cam așa funcționează mintea noastră. Da, deci o neconcordanță clară între ceea ce simțim și ceea ce către ceea ce am simțit pur în noi și ceea ce nici nu mai iese puritatea aia din noi că trece, să zicem că e undeva aici adâncul și eu sunt aici. Păi puritatea aia trebuie să treacă prin toată mizeria să ajungă să se manifeste în corpul biologic. Și considerată și drept anormalitate în momentul de față. Exact. Adică în momentul și de aia ne spune acolo, sunteți orbi, surzi și nu puțin dormiți, de aceea sunteți schiloz, nu se referă neapărat la infirmitate fizică, ci la schilodenia sufletească, la schilodenia interrelațională. Sunteți schiloz, sunteți bolnavi, și muriți. Da, deci, practic, noi toate acțiunile noastre din viața de zi cu zi, din social, sunt determinate de niște gânduri, de niște sentimente pe care le avem, de niște trăiri, de fapt, sufletești pe care le avem, pe care vrem să ni le împlinim. Nu ne mergem niciodată să îți cumperi o casă, nu știu de care, dacă ea nu încearcă să-ți satisfacă ție o anumită cerință interioară. Din păcate, acea cerință interioară e atât de deformată, atât de bolnav, a devenit atât de bolnavă, încât mergem și ne cumpărăm câte o casă cu 15 camere, cu... Nu o casă, mai multe sau case. Sau mai multe case, și când de fapt dacă noi... ai mai multe, tot ești nemulțumit, vrei și mai multe. Noi ne dorim doar acoperișul ăla în care să ai... eu știu, fericirea de a te feri de intemperii și așa mai departe și a de putea să stai, să dormi. Asta nu probabil, sigur că se datorește a ceea ce interior avem, iar ceea ce noi interior avem, sigur că se trage de la materialul nostru genetic, care de la început a fost bun, pe parcurs s-a întâmplat ceva cu el, de aia se cer o serie întreagă de lucrări, ni se spune nu, dați jos haina pământească, lăsați ale lumii, sunteți în lume, dar nu sunteți de ai lumii, deci ale lumii, trăim în ea, ne bucurăm de ce este aici, dar nu ne legăm de ea, nu ne facem una cu ale lumii, de nu mai știm că nu suntem din lume. Deci hapsâneala noastră în a avea mai mult, de fapt e un fel de dorință interioară de a avea ceea ce sufletul, spiritul meu își dorește, deci găsiți-l întâi pe Dumnezeu și toate vi se vor da vouă. Dorința mea de acel întreg, de acel Dumnezeu,
dar fiind acoperit, eu mereu îmi lipsește și încerc să... Tot felul de, da, de alte... Iar în viața de toate zile pot să mănânc prea mult și da. Am fel de fel de boli. Și probabil că ar fi și mult mai simplu chiar să ne satisfacem această dorință, cerință de fapt, pentru că am senzația că asta de fapt este principalul nostru atu în fața regnului animal, mai puțin al regnului vegetal, că nu știu ce gândesc, ce simt plantele, că se constată și ele în perioadă, că simt și ele oamenii foarte de știință bine. Ne-au demonstrat prin experiențe. Noi avem această permanentă căutare, permanentă nevoie asta de a ne reporta. Avem nevoie permanent de acest divin, de relația cu divinul. Da, dar relația asta cu divinul, vedeți, ea n-a fost ruptă niciodată, că dacă ea ar fi fost ruptă, noi n-am avea viață. Viața de acolo vine, El este viața. Și în Biblie spune, în El vă duceți viața, ființa și existența. Faptul că noi ne credem rupt de El, e ca și cum ne împotrivim însăși faptului că ne ducem viața în El. Deci noi, da, pe de o parte ne rupem de El, pe de altă parte ne ducem și spunem, Doamne, de ce m-ai părăsit? Unde ești? Dar în Biblie ne spune, nu-L căutați încolo, încoace și încolo, că împărăția este în voi. Deci împărăția sunteți voi dacă ea e în voi. Dar fiindcă noi am acoperit toată treaba asta cu mizerii, poate că nu-i toată vina să zicem, de la Adam și Eva sau de știu de unde. Se pare că știința acum cercetează și găsește niște argumente cu totul altele, dar indiferent ce argumente ar găsi, dorința noastră de a schimba trebuie să fie în noi. Și schimbarea este cum spune Apostolul Pavel, dacă vrei să schimbi lumea, schimbă mintea. Adică, care minte? Felul cum gândesc? Nu. Schimb mintea înseamnă că eu am o minte cu care gândesc, hapsând pentru dimensiunea 3. Da. Cu răutate, cu invidie, cu așa. Dar înseamnă că dacă pot să o schimb, mai am și o minte care poate gândi și a fi alături de Dumnezeu. De aia în Biblie sunt unii care au mers alături de Dumnezeu. Dumnezeu a mers cu ei. Da. Pentru că și-au schimbat mintea și atunci toate li se dă, le merg niște lucruri și probabil că reușesc să înțeleagă că nu cu biciu poți să ajuți pe semenii tăi, ci schimbând la tine, printr-o anume rezonanță se schimbă și la ei și se pare că asta e mult mai mult decât îi spune din gură te iubesc. Îi spun te iubesc, Dar eu, de fapt, fac împotrivă. Iisus chiar vorbește, îl separe la un moment dat, despre punerea într-o concordanță a acestor două feluri de minte. Ce gândești? Da. Ce spui și ce faci. Și sunt religii, nu, care și fac gestul, nu, ebraici, așa, pun mâna aici, aici și aici, adică ce gândesc, ce spun și ce fac, să fie una, pentru că atunci sunt una cu Dumnezeu, nu mai sunt în parte dezbinat de El. Asta înseamnă iubire. Armonizarea. Aceasta înseamnă iubirea aia, care zicem noi necondiționată, pe care Apostolul o numește iubire când trăiești în Dumnezeu. Acum vedem cu toții pe stradă forme de materializare a spiritualității. Malraux atragea atenția asupra faptului că secolul, bine, vorbea deja de secolul care a trecut, va fi unul spiritual sau nu va fi deloc. Sunt aceste semne, la un moment dat pare mi se mie că ele sunt un pic exagerate. Vedem la televizor slujbe religioase, vedem pe stradă oameni care se întrerup dintr-o discuție pur laică și încep să-și facă cruce când trec prin dreptul unei biserici. Sunt astea semne că lumea se îndreaptă către o perioadă de evoluție spirituală? Și da și nu. Pentru că semnele din afară, astea care le vedem, s-ar putea să fie acoperite nu de iubire, ci de frică. Fac un semn al crucii că poate mă ajută cu ceva. Nu fac un semn al crucii că eu trăiesc una cu Dumnezeu. Și semnul ăla atunci, dacă eu sunt una cu Dumnezeu, nici nu trebuie să-l fac. Că Domnul Iisus nu făcea ce el trăia. Da.
trăia aceasta și în jurul lui se trăia acest lucru. Și el asta a venit să ne învețe, să trăim această, eu sunt una, eu și Tatăl una sunt. Și asta este iubirea care s-ar dori să fie. Probabil că asta din punct de vedere al formei și conținutului. Dar eu zic că sunt multe semne care ne arată că ceva se schimbă și că se va schimba. Vedeți, ele au fost descoperite și de știință, faptul cu magnetismul pământului a scăzut foarte puternic. Asta arată că presiunea din punct de vedere al materiei în ființa mea nu mai este atât de mare, și atunci înseamnă că eu sunt într-o etapă în care curățirea aia de ale lumii să se poată face mult mai ușor. Faptul că este multă agresivitate, cum ați spus, e un alt semn care arată că se curăță, ea iese la suprafață, să o vedem, să nu să-i judecăm, să-i pedepsim din punct de vedere social, că au făcut din punct de vedere social ceva. Dar nu o să mă înlocuiesc pe Dumnezeu și să-i spun n-ai să fii mântuit niciodată, că nu știm noi ce fel o să-l judece Dumnezeu. Ei, astea sunt semne că ele ies ca noi să vedem și să învățăm ceva și să fim alături de ceea ce Domnul ne-a dat. Să nu judeci. Da? Da? Cine de cu sabie va tăia, de sabie va muri. Noi credem că trebuie să pun mâna pe sabie și să încep să omor. Nu! Asta e sabia. Da. Eu îl judec, îl condamn pe ăla. Când îi spun eu un prost, l-am și judecat. Și în mintea mea l-am și condamnat. Că nu-i bun de nimic. De nimic, da. Da? Și atunci eu înseamnă că asta primesc către mine. Nu știu cum o să manifeste sub formă de boală, sub formă de neînțelegeri, sub formă de ce știu eu cum. Sau nereușite în viața mea, nu știm. Sub forma altuia care mă judecă pe mine în același fel. Asta uitând ar fi cea mai că atunci banală... când judec, de fapt, atrag către mine exact răul de la el. Nici măcar asta nu vrem să înțelegem. Prin conștientizarea dacă eu am răului? Să conștient, al conștientiza nu înseamnă să-l și exprim eu. Da. Da, eu îl constat că ăla e prost, da, dar el e fratele meu de lumină, că el are același duh de viață dătător, el exprimă ce exprimă, nu trebuie să mă duc să-l pup, dar știu că are cineva cine să-l judece, eu doar am să mă ferez de el, în sinea mea îl accept că el experimentează și atunci eu devin iubire prin acceptare. Dar dacă eu îl judec, sunt furios, a scuipat cineva pe stradă când a trecut, vai ce microbe a pus acolo, da, înseamnă că tu ai o problemă, ai multe frici cu microbi care se pare că nu ne atacă, nu, după ultimele cercetări, dar tu dacă ai vedea situația asta, ai zice hopa, eu trebuie să-mi scot puțin de frică, nu, poate mai multă, eu judec, poate nu trebuie să judec. Sigur că nu sunt de acord, dar ăla tot așa va suipa. Eu nu pot să-l schimb pe ăla. În schimb, el prin gestul lui mă poate schimba pe mine dacă eu înțeleg, el e aici să mă ajute să schimb eu mintea. Să schimb eu mine, da, da, da. Deci e o oglindă. E chestia cu bârna și cu paie, parabola spusă de Domnul Iisus. Dar noi le luăm ca pe niște povești, nu înțelegem că ele ne-au fost puse ca să întregim iubirea. Ce e iubirea noi e lumină. Ce e lumina? Să nu puneți lumina sub obroc, zice în Biblie. Deci să nu o acopăr. Prin ce? Prin judecată, prin nemulțumire. Prin frică, prin... Da? Dacă eu nu o acopăr, atunci acea lumină îmi va lumina mintea și eu voi înțelege mesajele lui Dumnezeu altfel. Le voi trăi. Viața mea se va schimba și schimbându-se viața mea, zice acolo în Scriptură, sunteți mădulare ale unuia și aceluia și corp. Deci eu sunt o celulă, da, și o parte tu componentă și altul, dintr-un întregului... corp foarte mare din care fac parte și ceilalți. Și dacă eu voi fi o celulă bolnavă, fără iubire, da, cu frică, boală... îi voi molipsi pe ceilalți cu același lucru. Dacă eu am să încep să funcționez ca o celulă
sănătoasă. Eu și tatăl meu sunt în iubire întreagă. Pot contamina îi voi cu... contamina exact pe ceilalți cu acest lucru. Așa este. Ei, ori noi trăim într-o etapă în care se încearcă această lucrare și eu zic că ea se va desfășura și se va și întâmpla, fiindcă Sfânta Scriptură așa ne spune, așa cum ați purtat haina din carne, veți purta și haina de lumină și promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc. Vom continua după o scurtă pauză de publicitate.